بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دا بتمن. Salutare și bine ați venit la un nou video la mine pe canal. Eu sunt LCH Gamer, după cum sper că știți, și vă invit să vedem un nou pack opening, pentru că este joi dimineața, pentru că au intrat premiile de la Weekend League. Înainte să începem, v-aș ruga să apăsați butonul ăla de like, mă ajută foarte, foarte mult, și dacă n-ați făcut-o încă, să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că suntem aproape să facem 1500 de subscriberi. Hai să ne uităm peste Team of the Week. Am fost sceptic și nu știam, nu-mi dădeam seama ce jucători ar putea să fie în acest Team of the Week, însă avem câteva nume chiar foarte, foarte interesante și am să încep cu Aubameyang, un 95 pace, 4-4, un 89 shooting, nu are agility și balance din păcate, ce-i drept este înalt, are cât o știu de puțină stamina, are și ceva strength, are un ball control bun, arată bine pe pace și pe shooting, chiar este ok, poate să-i dai ceva pe dribbling și cred că o să fie un atacant greu de ținut. E undeva la 500 de mii, dacă nu mă înșel, 500-700 de mii maxim. Deci mai departe e un card interesant cu 99 pace, este Davis, însă este left wing. Nu prea știu ce poți să faci cu el, are doar 72 finishing, are stamina, are puțin strength acolo, însă nu-l văd a fi o soluție pentru left wing din păcate, și se vede asta și prin attacking position-ul de doar 81. Este 4-4 într-adevăr, este high medium de picior stâng, ceea ce înseamnă că nu poți să intri cu el în exterior să șutezi cu dreptul, ci este mai mult un mijlocaș de bandă cu care să centrezi. Avem aici un Ousmane Dembele 5-5, 94 pace, 81 shooting, din păcate și el doar 79 finishing, un attacking position de 81, o stamina slăbuță, fără strength, fără aggression, nu știu, arată bine fiind skiller, are agility mare, însă pe balance stă prost. Arată drăguțel cardul, nu știu cât se poate folosi, but hey, este FIFA, niciodată nu știi când un card este boostat și se mișcă foarte bine. Mai avem și un Kimmich, un adevărat închizător, arată foarte bine cardul ăsta, este un high cu medium, 3 skill moves, 4 weak foot, are un defending awareness foarte bun, 87, nu are strength, dai un pic boost acolo, are stamina 99, te duce tot meciul fără nici cele mai mici probleme. Arată foarte, foarte bine cardul ăsta, un 92. Îl avem din nou pe Suchek, care, dacă țin bine minte, a dat o triplă pentru Czech Republic. Din nou, aceleași stats-uri, al nu știu câte le-a inform pentru Suchek, 99 stamina, 89 strength, într-adevăr un CDM. Îl avem pe Chiellini, de 89, avem un Soyuncu, mai avem un Mario Fernandez, un Shaqiri, un CAM, destul de drăguțel cardul ăsta, are agility și balance foarte, foarte bun. Mai avem și un Kudus pe partea cealaltă, tot CAM, foarte mare pace, un shooting decent, agility și balance 99 cu 4 skill moves. Are stamina, are strength, arată chiar foarte, foarte frumos cardul ăsta. Plus avem în poartă un Dubravka. Astăzi, primul cont pe care deschidem este al lui Darius, câștigătorul de săptămâna trecută a celor 500 de FIFA points a competiției Goal of the Week în amicale cu subscriberii. Hai să vedem ce a făcut la Food Champions. Mergem și luăm premiile de la Food Champions. Avem un Silver 1, deci astăzi avem de deschis două conturi de Silver 1. Hai să vedem cât de insane este Silver 1. Apăsăm pe primul pic și avem Pookie. Ouch. Da, mergem pe Pookie. Din păcate Silver 1 n-a lovit așa cum mă așteptam, sincer.
iar la Division Rivals ni s-au cerut untradeable. Ok, vom merge pe untradeable, vom merge pe 2 Prime Gold Players Pack, 2 Rare Gold Pack, ceea ce e ok, Prime Gold Players Pack e decent, avem un rank 2 aici, cred că și eu tot rank 2, ne-am nimerit în această tură și mergem la store, avem 6 pachetele, le luăm pe rând, aia e. Cum vin ele, cum sunt ele în store așezate, așa le luăm, așa le deschidem. Primul pachet, nu avem absolut nimic. A, CONMEBOL, frații mei, prietenii mei, cum să nu? Cum să nu, asta voiam și un Götze. Ok, măcar n-are nimic untradeable. Din nou Prime Gold Player Spec. Hai că vreau să-i aduc la băiatul ăsta, măcar un walkout. Ce-i drept? I-am adus un Lucas Food Birthday. Ce avem aici? Avem un Odegaard de la Arsenal. Din păcate, nici bine nu a început să joace și să se simte bine. Știu că s-a accidentat, nu mai știu statusul lui. Să vedem în al treilea pachet ce reușim. Nimic! Doamne! Absolut secătuiesc. Încă 3 pachetele, un Rad Gold Pack, 2 Rad Gold Pack-uri și un Mega Pack. Hai să vedem. Nimic. Ce surpriză. Ce surpriză. Un Carrasco. Nimic nici în penultimul pachet. Avem un Halstenberg. Și ultimul pachet al lui Darius. Un Mega Pack. Hai să vedem aici. Avem walkout. Bun, terminăm și pentru Darius cu un walkout exact cum am vrut. Avem un Oblak, nu, Handanovic. Bun, avem un Handanovic de 88. Ne-a dat târcoale Interul astăzi și cu De Vrij și cu Stema și cu... E bun. Și este tradable. Numai bine a picat acest Handanovic pentru băiat. Totul este ok. Hai să ne uităm un pic și la echipa lui. Sunt curios cum arată echipa lui acum după ce i-l-am luat pe Oscar, pe Lucas. Ba, arată foarte, foarte, foarte bine. Avem aici clasicul Varane Mendy, avem Carlos Alberto, ăsta bănuiesc că o să iasă și intră Dest, ceea ce este foarte bun, untradeable, nice. Avem aici un Cristiano, un Zidorf, Neymar, Mbappé, Lucas Moura. Arată foarte, foarte bine echipa. Hai să mergem acum pe contul meu. Aseară am reușit să-l termin pe Klaas-Jan Huntelaar, un card de Food Birthday, un 90 de la Schalke, frumos Huntelaar, un 3 skill moves cu 5 weak foot, din păcate 3 skill moves-ul ăla e durere, un pace decent. 87, 82 cu 91, attacking positioning 99, finishing 98, shoot power 91, are strength, are stamina, dacă ar fi avut și niște skill moves, ar fi arătat excelent. Înainte să luăm pachetele de la Rivals și de la Weekend League, la Weekend League, unde știți bine, am făcut doar Silver 1, am 16 pachete aici pe care vreau să le deschid și începem cu acești 75 plus rated. Într-adevăr, anul ăsta, dacă am avut multe chestii, am avut foarte, foarte multe pachetele de deschis. Literalmente, am putut să facem pachetele din orice, din absolut orice. Ce s-a întâmplat de multe ori au fost să fie duplicate, încă nu știu exact, însă în această săptămână ar trebui să iau tradable. Dacă stau totuși să mă gândesc, nu cred că am reușit rank 1 la Division Rivals, așa că sunt un pic nevoit să iau untradeable pentru a avea mai multe pachetele. Mi-este foarte frică pentru că mă gândesc că iară am să prind ceva ce am, cum a fost cazul cu Salah și va trebui să-i dau
discard să îi dau quick sell, sperând și așteptând să vină un SBC în care să pot să-l bag, să nu-l pierd chiar așa, fără nici un rost. Totuși, am mai avut eu astfel de momente minunate în acest joc, în care pur și simplu am uitat că i-am dat discard, am uitat că i-am dat quick sell și l-am pierdut. S-a dus perioada aia în care îl pot recupera și nu am avut ce să mai fac. Dacă țin bine minte, era vorba de un Arnold Shapeshifter făcut amândoi în același pachet de Shapeshifter bag și așa mai departe. Mi-a picat de două ori Arnold, i-am dat Quick Sell și am uitat de el. Și l-am pierdut, bineînțeles. Nu am mai avut ce să mai fac. Am și dat degeaba atât jucători. Știu că a fost destul de scump SBC-ul ăla. Dar aia este. Adică în 75 plusurile astea greu, în astea foarte, foarte greu pică ceva. Mă simt bucuros totuși că avem 80-uri, peste 80, carduri de peste 80. Însă am văzut la foarte multă lume, sau foarte multă lume mi-a spus că mamă, am prins Salah, am prins nu știu ce Sané, am prins nu știu ce, eu prind Dest de 75, 75 plus, vine Dest, era impecabil să fie ieșit de Applicate. Îți bune SVC-urile astea în momentul de față pentru că avem de făcut icon swap-urile. Icon swap-urile care știți bine țin să fie făcute cu jucători first owned. Deci, absolut impecabil că am aceste pachete, multe pachete. Prime Gold Players Pack. Hai să vedem de aici. Aici sunt doar jucători în pachetul acesta. Nici aici nu nimic. Este un board. Nu, nici măcar ne oprim la Nzonzi 79. Dau acest Gold Players Pack. După care mergem pe Mega Pack. După care luăm pachetele de alea bombă cu un jucător sau doi jucători. Începem aici cu un Pizarro. Bă, dar mă răsfață, nu pot să zic. Mă răsfață eSports în ultimul hal. Hai cu Mega Pack-ul, hai să vedem dacă prindem ceva. Dacă se prinde ceva de noi. Avem Mocaut! Bine, bă, băieți! Pachete Moca, Franța, CB de la Manchester City. Îl avem pe Laporte de 87. Ok. Hai te rog cu un icon SBC. Hai te rog cu un SBC mare, că am și Laporte și Salah. Mă pot descurca în momentul de față. Tătărușanu la AC Milan. Ok, bun. Un walkout binevenit. Un pachet făinuț. Un pachet chiar făinuț. Și mai avem 5 pachete. Turar Gold, Turar Gold, Turar Gold. Și aici 2 players pack. Hai să vedem. Avem un gold, un rar. Deci poate să pice și un bronz aici. Bineînțeles că nu este walkout și avem Singraven. Superb, superb. Și să vedem pack-urile astea așa puțin boostate, să vedem dacă aici prindem ceva. A mers bine pack-urile astea la un moment dat. Chiar au fost interesante și au dat niște jucători foarte, foarte buni. Însă aici începem cu Pau Torres. Nu poate să intre la categoria de foarte, foarte buni. Și un Cristante Duplicate, încă 3 pachetele și trecem la premiile de la Weekend League. Nimic nici în pachetul acesta, nici măcar vorbe, deci am avut ori nimic, ori absolut nimic, ori un walkout. Nu mi-a dat un board, nu mi-a dat nimic între extreme. Ori total praf, ori cât de cât bine. Din nou, niciun walkout. Și nu este board, îl avem pe Belotti. Superb, superb. Nu că ne rupe în dimineața asta. Și ultimul pachetel înainte de premii, Two Rare Gold Players Pack. Este walkout, nu pot să cred. Ok, al doilea walkout pe acest cont. Piqué!
Bine, nu putea să fie Sergio Ramos. Este Piqué, un 86. E ok, e decent. Sunt foarte curios ce ne așteaptă pe contul nostru. Începem cu cele de la Weekend League. Un Silver 1, 20.000, pachetele și un pig. Soyuncu. Ok, un 85 la Silver 1, Soyuncu. Nu mă plâng, nu mă pot plânge. E chiar bine. E chiar bine. Dacă și Darius a luat untradeable, am să iau și eu untradeable. Un untradeable de Division 3, cred? Sau 4. Două rare player spec și două rare electrum player spec, plus două jumbo gold pack. Avem mai multe pachetele de deschis. Încă 8 pachete aici. Pachete decente. Hai cu mega pack-ul. Vreau să încep cu un mega pack. Hai să fie bine. Dăm din mega pack-ul ăsta ce trebuie. Dă să fie frumos. Nu este walkout, din păcate. Și avem primul board down pe acest cont. Îl avem pe Skriniar de 85 de la Inter. Hai să luăm și aceste jumbo gold pack. Ce pachete, ce rupere. Absolut nimic. Și avem un Souza 76. Exemplar, extraordinar chiar. Următorul jumbo gold pack. Avea trebuit să luăm și din astea cel puțin un walkout. Nici măcar rar ne oprim aici la William Carvalho de 80. Ok, jumbo premium gold player spec, 24 de gold, 24 de jucători, 7 rari și avem, n-avem un walkout, bineînțeles, deci am avea un walkout. Avem totuși un board down, îl avem pe Sirigu de la Torino, 84. Trei portari, Sirigu, Lopez și Bauman. Ultimele 4 pachete voi la 1-1 și voi începe cu Rare Electrum Player Spec. Hai să vedem, poate aici prindem un walkout. Nu e adevărat, cine te-a mințit? Cine te-a mințit? Să-i fie rușine. Cucurella, Rare Player Spec. Bun, hai să vedem. Nu este walkout. Minunat. Minunat. Este un board down. Este Matip de la Liverpool, 83 rated. Și ultimele două, rare Electrum player spec. 6 gold, 12 rare. De ce ne-am oprit aici? Yes! Conmebol. Rupere. Rupere, mulțumesc, mulțumesc. Și ultimul pachetel pe astăzi, 12 rari, 12 gold, 12 jucători. Niciun walkout. Bine, bă, băieți, Conmebol, terminăm în forță în Conbelo. Asta a fost cu premiile de astăzi. Nici nu vine să-mi dau cu părerea. Să înceapă un Weekend League-ul. Hai că trebuie să ne întoarcem la gold. Nu uitați să mergeți să votați golul săptămânii de la Marțea cu subscriberii, de la Amicale cu subscriberii. Aveți linkul videoului în descriere. Mergeți să vedeți ce s-a întâmplat pe live în această marți. Apăsați pe butonul de like, apăsați pe subscribe și până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao. Da, tu ești bătămen, bătămen. Da, tu ești bătămen, bătămen. Da, tu ești bătămen, bătă, bătă, da, bătămen.